Salut! Bine ați venit la tutorialul meu! Astăzi o să vă arăt să faceți un nor din elastice cu un curcubeu. Ca să-l facem avem nevoie de gumițe albe, gumițe, 4 gumițe roșii, 4 portocalii, 4 galbene, 4 verzi, 4 albastre, 4 măv deschis și 4 măv închis și o igliță. O să începem cu norul. Ca să începem, luăm un elastic și îl învârtim de 3 ori. Acum mai luăm două gumițe. Scot gumița învârtită de 3 ori. Un, doi și pun la loc. Mai iau două gumițe. Și așa. Și deja avem două găuri și o să facem 4. Avem 3. Așa, acum să bag iglița în gumița asta, învârtită de 3 ori. Așa. Și o să iau două gumițe și o să scot tot ce am. În doi. Așa. Mai iau două gumițe. Acum o să bag iglița în gaura asta de aici, a doua număr, începând de aici, una, două, și așa, și iau două gumițe și trecem numai partea asta. Și avem o gaură, mai iau două gumițe. Și avem două. Astea de aici nu o să le folosim. Și o să facem 4 găuri. Trei. Și 4. Și acum iau două gumițe. Și o să trecem tot ce avem. Iau două gumițe. Trec. Avem două găuri aici. Acum o să bag iglița în a doua gaură, începând de aici, una, două, așa, și acum iau două gumițe și scot numai partea care am băgat acum. Avem o gaură. Să facem 4 ca înainte. Două. Trei.
și 4. Acum o să coborâm și o să facem, o să luăm o gumiță albă și o să învârtim de 3 ori. Iau două gumițe albe și trecem. Și o să facem ce am făcut la început. Avem o gaură, o să facem 4. Două. Trei. Și 4. Acum să băgăm ieglița în gumița învârtită de 3 ori. Și acum o să le unim. Iau două gumițe albe și o să trec tot ce am. Așa. Și în doi. Acum iau două gumițe și o să trec ce am. În doi și pun la loc. Și acum o să bag ieglița în gaura asta de aici, a doua începând de aici, una, două. Și iau două gumițe albe și scot numai partea asta care am pus-o acum și avem o gaură. Mai iau două gumițe și scot. Și avem două găuri. Mai iau două gumițe. Și avem 3. Și 2 mai mult. Ca să facem 4. Așa. Acum o să iau două gumițe albe și o să trec tot ce avem. Așa. În doi și pun la loc. Mai iau două gumițe. Și acum o să bag iglița în gaura asta de aici, a doua începând. De la iglița, una, două. Și acum o să fac 4 găuri. Iau două gumițe și scot numai partea de sus. Avem o gaură. Două. Mai iau două gumițe. Și trec. Și avem 3. Și două mai mult. Și avem 4. Acum
când avem partea asta, o să scoatem tot cu grijă, cu multă grijă să nu ne scape, și o să bag iglița invers. Așa. După ce am pus invers, trebuie să bag iglița în bucla asta, să o trag și o să face o gaură în gaura asta. Trag și iglița o duc prin spate și o bag. Așa. Și trebuie să iau două gumițe. Și o să trec tot ce am. Și acum o să fac acum o să iau gumița albă. Scot. Și fac un nod. Și deja avem norul. Acum o să pitim gumița asta și o să bag iglița pe aici ca să nu se vadă gaura din mijloc. Și întoarcem. Și deja avem norul. Acum o să facem curcubeu. O să iau o gumiță mov și o să învârt de 3 ori. 2, 3. Așa. Acum iau o gumiță mov deschis și o dublez. Scot gumița mov închis. Așa. Acum iau gumița albastră, o dublez. Și scot. Acum o gumiță verde, o dublez. Scot. În doi. Așa. Iau o gumiță galbenă și fac același lucru. Acum portocaliu. Să nu se dubleze mult. Și ultim cu roșu. Acum trebuie să îl punem pe nor. Așa. De aici. O să-l pun pe aici, așa. O să bag iglița pe aici. Voi puteți să-l puneți unde vreți. Iau gumița albă și trec. Și fac un nod.
O să-l punem bine. Și o să pitim gumița asta. Ca să nu ne deranjeze la urmă. Acum mai facem același lucru la fel. Voi puteți să-l faceți mai lung, dar eu o să-l las așa. Iau o gumiță mov, o dublez. Iau alta mov deschis, o dublez. Și o să fac același lucru. Acum cuverte. Acum galben. Acum portocaliu. Mai trag. Și acum roșu. Așa. Și acum o să fac același lucru. O să-l pun aici. Iau o gumiță albă și o să trec. Fac un nod. Mă deranjează gumițele astea și o să le pitesc iar. Să vedem. Și acum o să fac ultima aici și o să fie la fel. E același lucru, o să fac mai repede. Acum verde. Acum galben. Acum portocaliu. Și acum roșu. Așa. Și o să-l pun aici. O să bag iglița. Aici. Iau o gumiță albă. Scot.
mi s-a dus pe acolo. Mai fac o dată. Secundă. Așa. De aici. Și iau o gumiță albă. Și scot. Fac un nod. Și pitesc gumița asta. Și deja am terminat norul nostru cu curcubeu. Sper că v-a plăcut tutorialul și vă aștept la următorul. Pa, vă pup!